întrebam de când până când, doamna, așa, doamna. Doamna, doamna, doamna muzicii, stați-i auși telefonul. Atât de protocolar, atât, doamna. Doctore, ai văzut cât de departe a fugit de tine? Doamna, da, nu, nu, nu-mi place asta cu seringile, nu. Nu? Nu, dragă, să mă înțepe, nu vreau să mă înțepe nimeni, nici dar la vorbi, nici la figurat. Astăzi, nu vreau. Astăzi doctorul nostru are o ofertă specială. Da. Ofertele să și le țină pentru el. Asta cu, cu doctorii să-și țină ofertele speciale, da, pentru ei, să știi. Deci întrebarea e ce să facă doctorul cu siringa? Să mă înțep singur. Eu știu că voi doctorii aveți de regulă o fobie. Eu vă spun, pentru doamnă, acel. Sincer, că și mie mi-e frică de doctori. Nici mie nu-mi plac. Asta este. Dar noi ne-am gândit astăzi să facem o surpriză, așa, practic tuturor invitațiilor noștri, și să-l avem pe doctor aici la un consult. Deci el e și pneumolog, te poate și la plămâni consulta, nu, să-ți ia și analize. Asta, la, cu plămânii stau foarte bine. E și somnolog. Așa. Iar la sânge nu pot să iau nicio picătură. Deci sângele meu este foarte prețios. Imediat cum bagă cineva acum venele și în instant. Da? Deci nu, da, nu pot. Ești curajoasă. Alex, vino și tu lângă noi, e băiatul cu acordeonul. Din deget vreți să-mi luați. Ia, fii atentă, vreau să vorbesc cu oameni care sunt din diaspora. Alex, oameni care au plecat de mult din țară. Salutăm diaspora. Pentru că vrem să pregătim și niște surprize acum de sărbători. O să vedeți despre ce este vorba. Dar mai e cineva cu noi, sărut mâna. Alo? Alo? Sărut mâna, de unde ne sunați? Bună ziua, vă sunt din Germania. Guten Tag. Maria Bogdan mă numesc. Guten Tag. Altceva. Altceva, gata, s-a terminat germana. De cât timp plecat în Germania? De 30 de ani, domnul Cătălin. Mamă, deci ați plecat oarecum la puțin timp după Revoluție. Exact, exact. Da. Și unde în Germania stați? Deci acum locuiesc undeva între Koblenz și Bonn. Am locuit în Bonn foarte mulți ani. Uh-huh. Și acum suntem undeva la țară, mai la liniște. Noi venim, o parte din echipa, venim în Germania acum sâmbătă, Andra, la Stuttgart. Avem bilete. Veniți avem la concert? Sâmbătă, da, da, și de la mine până la Stuttgart sunt 370 de kilometri. Stați un pic să înțeleg, mamă, mi s-a făcut piele de găină, uite-te aici pe cuvânt. Deci noi să veniți 370 de kilometri pentru concertul ăsta? Exact, și avem biletele luate de vreo 3 luni. Da, nu trebuie să te mire, Cătălin, să știi că și eu trăiesc același sentiment în momentul în care merg și cânt în diasporă și văd oameni care vin într-adevăr de la peste 400-500 de kilometri și au cazare, da, locurile unde avem evenimente, da, și vin, exact, cu mare drag. Da, noi vă mulțumim, da, din toată inima. Cum a zis că vă cheamă? Drag. Maria Bogdan. Maria, vrei să saluți pe cineva din țară? Pe toată lumea. Pe mama, care încă trăiește în țară, pe frații. Nici nu știu, sunt emoționată. Eu spun așa, toată lumea acum vine în străinătate, în diaspora, da, noi trăim între două luni, pentru că de acolo din țară pierdem esențialul, chiar dacă ne rămân rădăcinile, aici chiar dacă știm limba, avem cetățenie, niciodată nu o să fim de-ai lor. Și suntem undeva trăim așa, de asta spun, între două luni. Maria, sufletul să... este ciung, este bolnav. Chiar dacă sărbătorile, Crăciunul, Paștele, le sărbătorim ca acasă, cu ouă roșii, cu cozonaci, cu depoate. Dar, da. Vrei să-ți aduc ceva sâmbătă când vin în Germania? Ți aduc ceva de acasă? O bucățică de tricolor. O bucățică de tricolor? Ce frumos. Se rezolvă, da, se rezolvă și oricum. Ce frumos. În sala acolo la tradițional doi o să vezi că o să vină lumea cu steaguri, să fie nebunie cum a fost la Londra. Mulțumim mult, Maria. Da, și eu am steag, și eu o să vin și în cămașă populară, chiar dacă nu și în catrință, dar o bucățică tricolor adusă de acasă cu ocazia concertului. Te aduc eu să vii să mă cauți. O să vezi că okay, bine, o să vezi când mă vezi, o să zici că mai înalt decât la televizor, mai slab și mai frumos. De ce nu toată lumea ne zice așa? Da, așa e, nu ieșim așa. Noi doi pe stradă, ce lumea ce frumos sunteți, nu ca așa la televizor? E. Așa e, da. Așa e. Bine. Să rămână. Bine, domnul Cătălin, felicitări pentru emisiuni, sănătate și putere de muncă, doamna Emilia. Vă pup. Mult, mult, vă iubesc, iubesc folclorul, iubesc tradiția, iubesc România și voi fi român până mor. Doamne, ajută așa să rămâneți cu credința asta de țară și dragoste pe care o aveți, da, de neamul dumneavoastră. Sunt mulți oameni care își dai seama, vorba doctorului, când știi că ei sunt afară, zici, nu, ce mă, ia uite ce bine au acolo, tot ce le măi, trebuie, eu am dar le e dor, Cătălin, știi, adică
Dar n-ar, nu s-ar mai muta în România. Ce eu am învățat un lucru, că un om și nimeni în lumea asta nu pleacă de bine, nicăieri. Corect. Clar, cu siguranță. Și, într-adevăr, vezi acea tristețe pe chipul lor și dragostea o poartă și dorul în suflet întotdeauna. Așa este. Și spune așa, ia de un pic Adiță. Adiță, dă un pic, că mai luăm un telefon din Germania, da? Un domn, da? Imediat. Ia, dar zi acum, că se potrivește. Cânt cu cun mărăcinii, pleacă tinerii românii, of, măi Doamne, greu-i dorul. Să muncească în pribegii, rămân satele pustii, of, măi Doamne, greu-i dorul. Geaba-i pământ roditor, românul-i tot cădător, amare străinătatea. Geaba-i aur în Carpați, că românii stau plecați, amare străinătatea. Mă, asta și cu satul de gol, te mișcă puțin așa. Alo! Alo! Cine e la telefon? Ne scuzați că ne-ați așteptat un pic așa. Cine? A? Cum vă cheamă? Alo? S-a întrerupt. Dar mai face, mai restabilim legătura. Era un domn care ne suna să zică să nu avem numai doamne, că avem și telespectatori domni. Dar acum iarăși o doamnă. Alo? Alo? Alo, bună ziua. Sărut mâna, doamnă, de unde ne sunați? Vă sunt din Germania. Din Germania și noastră, mai exact de unde din Germania? Iată, ni s-a tăiat conexiunea cu țara. S-a căzut și doamna, da? Emilia, haide să cântă ceva vesel acum cu Alex, dacă tot cântăm ai venit. Cântăm și, dar ce? Dar, ce mi-ai pregătit acolo? Nu știu, sunt bilețele care au cuvinte și tragi un bilețel și vedem ce cânte găsești de aici, să conțină... Mă puneți la încercare, așa e? Nu, pe tine nu, e doar un joc, așa. Așa, ia să vedem. Să vedem ce, da, la ce noroc am eu, Cătălin. Tu ai noroc, tu ești norocoasă, tu. Nu ești norocoasă, zi-mi. Sunt, eu cred că sunt norocoasă că am niște, în primul și în primul rând, că am niște copii sănătoși și frumoși și oameni pentru societate. Asta este primul lucru. Sunt cei mai cuminți copii ever. Un băiat de 26 de ani, o fată de 18 și un copil de o fetiță de 8 ani. Îți dai seama că na, e mare lucru să vezi că ai crescut, ai crescut niște copii atât de frumoși, atât de buni. Ia, spune-mi tu ce ai acolo. Cu dragostea. Un viitor medic, uite, îi spun fetița de la jumătate, un viitor medic. Cu dragostea, cum stau? Încă lumea știe că ai divorțat. Mi-a picat exact ce-mi lipsește. Adică e singură? Dar normal. Și adică să înțelegem că n-a mai existat un sărut de ceva timp? N-a mai existat, să știi. Chiar mi-e dor de un sărut. Dacă putem să rezolvăm acest lucru, Emilia Ghinescu pe Instagram, vă rog frumos să o cuceriți acolo. Aș sunt convinsă că mulți ori să vrea, dar să vreau și eu, știi? Adică să fim și din partea mea. Deci cuvântul sărut trebuie să se găsească în cântecul pe care l-ai ales acum și îl cânti cu Alex acum și apoi vorbim. Cântam, da, cu drag. Zi. Viața trece, totu-i trecător. Viața trece și mi-este dor. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, iubita și frumoasa mea. Tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, iubita și frumoasa mea. Tu ești povestea dragostei. Frumos pentru toate doamnele și domnișoarele de 8 martie. Așa este. Neapărat, mă, în general, așa. Da, mă, știu, dar e frumoasă piesa. Alo? Femeile sunt astea mai, așa, mai la sentiment, știi? Alo? Mai practici. Alo? Alo? Să rămână. Bună ziua. Ce faceți, doamnă? Emoții. Mă uit la dumneavoastră și cele două ore pe care le aveți în emisiune sunt odihna mea.
Mă, mă, ne-ați rupt, pe cuvântul meu. De unde ne sunați? Și voi pe mine. Din Milano, Italia. Mm. Vă salutăm! Din Italia. Și sunteți plecată de mult din țară? Din 2006 tot plec și încerc să revin în România, crezând că se întâmplă ceva mai bine. Nu se întâmplă, iar plecăm și acum suntem de 2 ani plecați. Mm. Mai aveți pe cineva în țară? Părinții, sora și socru. Poate se uită acum la emisiune, dacă vreți să le ziceți ceva. Știu că iubim. Ce frumos. Dar vreau să vă întreb ceva. E ceva ce vă enervează la emisiune, că vrem să schimbăm acum, am zis, să nu fie diaspora supărată pe noi. Nu, nu, nu. Doctor. Ați văzut că am adus canapeaua înapoi, Hepilica. O, mulțumesc frumos. Ce ziceți? Spunem că domnul doctor este excepțional și explică exact pe înțelesul nostru. Mulțumesc așa mult de este. Tot. Mulțumesc așa e alegea, m-a mai avut unul, a plecat. Ei când încep să explice mai bine, doamnă, când încep să explice mai bine, prind un pic chiag, pac, fug din curtea școlii. Păi îi faceți ceva să-l țineți acolo. Nu, că doctorul rămâne cu noi, așa ne-a promis, dragoste. Da. Dar nici în doctor să nu mai crezi în ziua de azi. Mai glumim și noi. Dar serios, e ceva ce ați schimbat la emisiune? Că suntem acum cu anotimpul ăsta de primăvară-vară și am îmbunătățit, schimba. Sau dacă e perfect așa cum merge, n-are rost să mai schimbăm. Din punctul meu de vedere este ok. Pentru că am 2 ore în care mă odihnesc și vă privesc. Să rămână, vă mulțumim mult de tot. O zi frumoasă și emisiune plăcută. Mulțumim, putere și sănătate să aveți frumoasă, doamnă. Mulțumesc, la revedere. Să adică. Și tu te întâlnești cu foarte mulți români care sunt plecați de mulți ani. Și noi când mergem în străinătate, la filmări sau la diferite evenimente ne întâlnim. Niciodată nu aș gândi că oamenii ăia suferă că nu sunt acasă, știi? Pentru că acolo au mult mai multe, au un trai mult mai bun. Hai mă, că așa e, au un trai mult mai bun. Dar vezi cu fiorul ăsta nu poți să-l scoți. Emoția. Rădăcinile întotdeauna te trag către casă. Și sunt convinsă că oamenii aceia care au plecat, nu au plecat cu tot ce înseamnă România, cu tot ce înseamnă aici în țară. Și-au lăsat familie, prieteni dragi, cunoscuții și cu siguranță le este dor, poartă dorul lor în suflet, oriunde ar merge în lumea asta. Eu să știi că atunci când plec undeva afară să cânt, abia aștept, când merg pe aeroport și ajung pe un oricare aeroport, abia aștept să mă întorc înapoi. A doua zi spun, vai, nu stau mai mult de o zi niciodată. Și tu știi cum e că da, și am adică la fel. Eu ca să fiu sincer cu tine, câteodată când mă duc în vacanță aș mai sta, adică nu m-aș întoarce a doua zi. Și eu. Nu? Tu ai zis așa că dă bine la televizor. Nu, vorbesc foarte, eu vorbesc, că mă duc la muncă, măi. Păi la muncă, n-ai vrea să mai stai în cozie de pe acolo, să te plimbi? Eu nu mă duc în vacanță când mă duc să cânt oamenilor. Eu mă duc la muncă. Eu acum sunt la muncă, la tine, uite, în costumul meu, în uniforma mea de muncă, Alex la fel. Deci nu suntem în vacanță acum, suntem la muncă. Așa că atunci când ești la muncă, cu siguranță... Uite cine zice. Zice lucrurile cineva, stau altfel. Vă urmăresc de luni până vineri, sunteți minunați, suntem în Spania de 17 ani, suntem foarte respectați de spaniol și, sinceră, nu mai vreau să vin în România. Doamna Emilia a cântat la nunta copiilor mei. Sănătate și numai bine vă doresc. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Foarte frumos. A zis cineva, uite, doamne, foarte frumos a cântat doamna noastră la muzicii populare. Te rog mult de tot, mai trage un bilețel să mai găsim un cuvânt și să cântăm pentru prietenii noștri din... Spune-mi tu ce am tras. Din armata, s-a mărit armata, clar. Da, bineînțeles, păi asta este și la grămă. Deci, încă cine la a noi, cântat s-a mărit armata prima dată? Albatros, dacă nu mă Albatros, șer, da. Și apoi? Da, cred că Albatros a cântat-o. Prima dată de Albatros. Prima dată, da. Naste din Berceni era solista Albatrosului. Mai ții minte? El n-are de unde să știe, am zis tu, n-ai de unde Câți să știe, că tu ești micuț. 24. 24 de ani. 24. Mulți înainte. Aproape mulți jumătate dacă... din vârsta mea, ce Cătălin. Și apoi nu mai era și fata Morgana. Aproape jumătate, un pic, așa. Armata, cu ceva, cu... Ia, asta s-a mărit armata. Ai auzit, doctore, pentru tine, ai făcut armata? Nu. Nu. Ce s-a întâmplat? S-a mărit armata. Banii nu mai trimit de acasă, nici mamă, nici tata. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a mărit armata. Banii nu mai trimit de acasă, nici mamă, nici tata. Stau în unitate, fac tiriș pe coate, fac sectoare și plantoane până la liberare. Stau în unitate, fac tiriș pe coate, fac sectoare și plantoane până la liberare. De vrei, mamă, să mă vezi, vin la unitate, îmbrăcat în haine verzi, cum le fac pe toate. De vrei, mamă, să mă vezi,
verzi cu arba la spate. Stau în unitate, fac târși pe coate, fac sectoare și plantoane până la liberare. Stau în unitate, fac târși pe coate, fac sectoare și plantoane până la liberare. Mă, lasă omul să facă ce știe el mai bine. Stai liniștit că și doctorul dinainte cânta. Și fac ce cânta. Și doctorul dinainte cânta la chitară. Prea multe asemănări. Asta e, prea multe asemănări. Deci prea multe explicam bine, cântam bine, pleca. Sau asta cu plecat nu se mână. Cum? Nu, 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 rămâi fidel aici. Da, eu da. Rămâi aici. Bun. Rămâi cool aici, doctore. Pozați, tu știai piesa asta cu Samarit? Știai? Tu câți ani ai? Ia zi, câți ani ai? Să nu, deci să nu zici o vârstă de aia cu 2 și ceva, că mor aici, te rog eu mult, zic cât ai. 25. Oh, alo, Doamne, Dumnezeu. Și știai piesa asta? Da, normal. Tu, și Iosif, tu? Iosif. O și cânta Iosif. Păi Iosif a știu? Scris-o. Dacă Iosif a scris-o, vorba la ciucă. Știi să o cânti? Nu să o cânt, o murmur. Eu doar o murmur, nu o cânt. O murmur. Dar am făcut armata și acolo să cânta, era bine. La ce ai făcut? La transmisiuni. Da. Ia uite, Greta vrea să cânte toată lumea, mă, tot poporul să cânte. Dar cum să nu? Vrei Iosif să cânti? Nu! Stai un pic. Nu vreau! Lăsați-i totuși să aibă și o prestanță! Perfect! Măi, Cătălin, tu nu știi, fii atent. Eu am apucat, cred că domnul știe, timpurile alea în care tinerii făceau armată. Și noi, artiștii, ca să-i bine dispunem pe ei, dădeam spectacole în unitățile militare. N-ai să poți să-ți imaginezi cum 1500 de soldați erau, tu-ți dai seama, noi în trupa noastră de așa, eram majoritatea fete. Cântărețe, dansatoare, ei îți dai seama soldați. 500, 1000 de soldați, era ceva, deci când intram pe scenă, nu mai puteai să mai cânti, că era un uau, uau, testosteronul deci era. Era ceva de... Nu ne dădeam bromură? Nu, era că auzisem legendele alea. Hai mă, că asta e o legendă cu bromură, da? Nu? Nu se dădea, dar era opțional. Da? Adică, era, adică tu dacă aveai nevoie că nu mai puteai, luai bromură, dar nu era obligatoriu. Aveai era și bromură. Tu liber odată la o lună de zi, să te duci acasă, dacă luai bromură atunci, te făceai de râs. Perfect. Emilia, noi să continuăm emisiunea. Tu spune, trebuie să mai zicem ceva, ai un eveniment, un spectacol sau vrei să ne și cânti? Și... Eu vreau să vă și cânt, vreau să-i mulțumesc lui Alex, să vă mulțumesc vouă că de fiecare dată îmi aduceți așa provocări frumoase, să le mulțumesc tuturor și să le spun că anul acesta ne așteptăm la eveniment alături de noi. Așteptăm să ne intre pe paginile de YouTube, să ne urmărească și să ne facă, ei sunt oamenii care ne fac din ceea ce suntem noi mult mai mari și mult mai importanți. Că noi suntem oameni obișnuiți ca toată lumea, știi? Perfect. Da. Atunci ne cânti ceva, nu? Îți cânt... Nu doar fragmentele de astea. Da, da. Îți cânt o piesă dragă sufletului meu, este nouă și este altceva față de ceea ce cânt eu. Adică? Spune așa, împiepte o inimă nebună care-i de dragoste, care-i pe dragoste stăpână. Și oricât ar zice mintea ba, inima face doar ce vrea. Așadar, iubește inima ce vrei. Asta e, să fie. Iar noi continuăm imediat cu doctorul nostru Marius Sava. Vine și șef Iosif. Mai avem multe să vă arătăm și să vă spunem, așa că